Ok, Cristina. Da. Lucrăm în această sesiune pentru Da. lăcrămioara. Da. Ne-a scris aici câteva lucruri, oricum o să lucrăm pe întrebări. Da. Nu le mai citesc acum. Ce vreau să spun că lăcrămioara este restaurator de biserici, da? Da. Bine, o să încep inducția. Și are 30? 3 de ani. 33 de ani, da. Vârsta lui ăla când se plimba. Da, m-am gândit când am citit prima dată. Exact la asta, dar n-am mai amintit și Da, n-am da, da, citit. Bine, încep inducția. da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirație a ta și cu fiecare cuvânt al meu. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile sunt grele. Capul greu. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lăcrămioarei. 1, 2, 3. Da, o văd într-un bărbat. Da. Pare a avea haine flamande. Deci poartă acei pantaloni strânși pe picior, o tunică lungă, o vestă. Tunica lungă este galbenă. Pantalonii, vesta și pantofii de mătase. Care sunt grena. Un grena spre mov, așa, vânătă. Da. Culoarea vine de coapte și are o pălărie de col și bucle. Aha. Atinge partea subliminală. Da, am atins-o, ea este. Îi spun Da. de unde am venit. Da. Pentru ce scop. Da, cerut să lucrăm cu ea și pentru ea. Partea fizică din viața din care Da. am venit. Și spune cam indiferent, evaziv, așa, dar bine, Da. 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 Aha. Ok. Aici, unde este? Deci, am înțeles, o țară... Da, este într-o provincie care este Olanda. Uh-huh. Astăzi, da, a Da. Olandei, da. Așa, de ce ne are, de ce vrea să ne spună? Ce s-a întâmplat aici, în viața aceasta? De reliefează? Pictează. A, pictează. Da, pictează, da. Este Okay. o, cum să spun, este un curent în aceste vremuri, Da. unde a nimerit, unde toți parcă îi lovește talentul, toți fac câte ceva. Pe vremea lui Van Gogh? Da. Așa. Adică, nu știu, în fine. Am sfârșit. Dar în anii 1450 spre 1500 se întâmplă acțiunea, da? Da. Dar văd foarte încărcate, cel puțin aici încăperea în care este foarte încărcată. Da. Broderii, perne brodate, tot felul de lucruri, tot felul... Adică toată lumea se străduiește să-și relefeze talentul, așa vă societatea de Da. aici. Da. Dar sunt, să știi, curente. Da. Și în cultură, ca și în... Da. Da, meserii.
Au fost curentele astea pe perioade de timp. El pictează tablouri pentru familiile înstărite, înțelegi, din acele mari, care Da. se pun în galerii pe perete, știi, cu tot neamul, cu toată linia genetică te referi. Da. El asta pictează și aici, în tabloul ăsta, deci pictează o doamnă. O doamnă este model, Deci e da? portretist, cum ar veni. Da, dar cred că nu numai Nu portretul, numai, te dar referi. cererea o avea mai Da, mult da, pentru. da, da. Doamna asta, pe el o pictează acolo, un tablou foarte frumoasă, da? Dacă te uiți așa, în realitate are mustăți, are bărbuți, așa, e parcă e un bărbat îmbrăcat în haine de femeie. Da. Dar el o face frumos acolo și tocmai pentru asta, că și că scoate Frumosul aspectele fiind. frumoase, da, din așa, Așa. și Doamna asta este câți ani are? E mai în vârstă modelul? în jur de 50 de ani, da? A, e mai are. Da. Și este foarte băbănuț, așa, știi? Adică rochia aceea, știi cum este strânsă pe corp, au rochii frumoase de catifea cu dantelă pe dedesubt, știi? Feminine, așa, dar e Da. strânsă și e așa plinuță, mai mult decât plinuță. Așa, și el Mare reu... chin, fac o paranteză. Mare chin acea modă îmbrăcatul ăla cu corsetele alea. Așa, și deci are importanță că le reprimau meridiane din corp, de energie. Adică, uite, dacă mă uit la scheletul energetic al acestei femei de acolo, că este o parte subliminală, nu este o coloană sau așa ceva, și deci sunt reprimate toate firme. Da. Și el reușește să o scoată într-o linie în care arată bine, dintr-o poziție tot o modifică, știi? Nu e nici de cum terminat, e abia schițat, o parte colorată, în fine. Așa. Ce vrea să ne arate aici? Vreau să deslușesc cum îl cheamă, că Bine. are un nume, Lancaert. Așa. Jozel. Jozel. Jose. José Lancaert se numește aici, da. Vrea să Așa, arate că deci și în altă viață a a pictat făcut, case. da? Da. A fost pictor, da? A practicat Da. această artă. Bine. Ne-a arătat Cristina. O să număr de la 1 la 3 și revenim aici acum, da? Da. 1, 2, 3. Da, Suntem? suntem. Da. Hai să vedem partea subliminală acum, cum arată, adică cum ni se prezintă. Este checită toată, practic, da? Da? Ca și cum ai avea un costum de carnaval în spate și ăla te strânge, dar tu trebuie să-l suporți, știi, că e carnavalul, așa este și ea, da? Da? Și are două perechi de aripi montate în spate. Înțelegi, ca și cum toată ființa energetică ar fi îngrămădită într-un costum care este cu câteva numere mai mici. Da. Întrebăm partea subliminală? Nu, întâi să-mi spui ce grad de conștientizare are acum. 9. Nu. Acum întrebăm partea subliminală. De ce are aripi? Na. Deci, contrar cu poziția în care se află și faptul că este ghicită, este, cum să spun, este zâmbăreață, așa, A, da? pare a fi mulțumită, nu pot să zic bine. Da. A atins starea de fericire, că altfel ar arunca. Și atinge asta de fericire, dar nu chiar de vibrație înaltă, adică nedependente de anume stări fizice, știi? Da. Tocmai asta, fericirea fără să fii fericit de ceva anume în viața fizică este starea de dincolo de materie normală care te aduce la o vibrație înaltă, da? Sau faptul poți să iei ca început o fericire din viața de zi cu zi și să o ridici la nivelul ăsta de fericire generală, știi? Deci aș putea să spun că este într-o stare de mulțumire și nu pare să o deranjeze costumul pe care îl are în spate. Dar să ne spună de ce are costumul. De Ca ce să și-a pus fie costumul ăsta? ca ei. Aha. Spune că ei au ales-o. Ca să fie ca ei.
Și spune că acest lucru s-a făcut în perioada când ea mugurea se dezvolta și tindea să devină femeie, da? Adică în adolescența ei, din viața asta? Da, adică în jur de 13-14 ani a intrat cum ar veni în costum. Și mi-arată o sumedenie de ființe care sunt în spatele ei, cum este tabloul, în părți, în spatele ei, unele sunt mai sus, altele sunt mai jos și sunt ca ea, unii sunt oameni în corp fizic ca ea, alții sunt ființe cerești. Adică, ce vrea să ne zică? Că nu este singură cu costumul ăsta, sunt mai mulți. Da, sunt mai mulți care sunt aleși de îngeri. Și este una dintre ei și tocmai talentele ei spune că ar fi mai multe, n-ar fi numai asta cu pictura. Au făcut-o Vină către să fie această latură a selectată, picturii. nu? Să fie selectată De între ei, ei. da. Da. Iar în viața aceasta, să practice această meserie de restaurator, a fost îndrumată de către ei, bănuiesc, da? Da. Spune că Da. a pictat și a repictat aceste chipuri ca să rămână, știi, în memoria colectivă și în memoria conștientă a fiecăruia dintre cei care merg acolo. Este un lucru bun pentru că îl aduce pe Dumnezeu mai aproape de pământ prin aceste picturi. Dar, mă rog, asta e o altă discuție. Așa, Cristina, hai să ne uităm pe întrebări, da? Da. Numai puțin. Hai să vedem legătura aceasta cu tata. Care este legătura cu tata și de ce nu a avut-o la inimă, tata? Pentru că tatăl are entități de tip de partea cealaltă, da? Și pe când ea intră în lucruri cu entitățile de pe partea asta, știi? Iar tot timpul entitățile lor intrau în. Deci, entitățile de pe fată fiind foarte puternice și multe întotdeauna au atacat, știi? Entitatea de pe tată, Tată, și care. atunci Da, tata, normal da. că se resimțea, resimțea și la nivel fizic. Da, respingerea. De respingerea asta a fost predeterminată, da? Și apoi, deci ea trebuia să vină în viața asta, din câte înțeleg, și să aibă inima frântă, deci să-și înăbușească partea aceea pură din ea, care nu se pierde niciodată, să o țină acolo ascunsă, să-și automișoreze potențialul, pentru că neînfrânt, știi, Avea forța aceea tendința să. să se dezvolte și să iasă din programul celor. Ne uităm, mai vedem un pic. Da. De ce foarte des se trezește ca personaj principal în conflicte și învinuită de lucruri pe care nu le-a făcut în viața de zi cu zi? Dacă ar fi să dăm un răspuns sincer, pentru că se bagă în acele conflicte, da? Așa, dar răspunsul ezoteric, atâta timp cât tu te bagi, deci la mijloc, înțelegi? Te Da, unde amesteci este un unde ți-o conflict, iei, ăsta este. da, Așa, ți-o în iei, mai fizic bine, asta. da, așa, din punct de vedere ezoteric, da? Deci ea trebuie să provoace aceste situații. Prin karma ei pe această viață, ea trebuie să provoace aceste situații, ca în aceste situații, știi, să vină, să iasă la iveală entitățile care sunt pe cei care se ceartă și deasupra lor să vină mediatorii, care sunt cei cu aripi ca și ea și nu oamenii cu Nu. aripi de îngeri, ci Nu. numai îngerii Îngerii, aceștia. Să vină așa. mediatorii să ofere o soluție și să fie atrași de partea lor. Asta e scopul ezoteric, da? Pentru care se Da. găsește în situațiile acestea. Deci practic ea este folosită ca și canal de conexiune. De Da. recrutare, de părți subliminale. Aici ai vorbit de program karmatic, Cristina.
Da. Și aș vrea să, dacă consideri și tu că Da. obținem ceva aici sau lămurim Da. lucruri, aș vrea să mergem înainte de viața aceasta, să vedem cum a părăsit acel corp, unde a ajuns, deci să ajungem între vieți, da? Și să vedem programul karmatic apoi. Da, văd că este bărbat și s-a sinucis, da? Da. Deci a băut și ceva, o substanță, pentru că mâinile și gâtul aici și fața este schimonosită și vânătă. Este un bărbat tânăr, nu este bătrân. Cred că a avut ceva, o problemă, o depresie și deci ține cu ambele mâini, este la un fel de masă, birou, un pumnal foarte ascuțit din acela, ca de curăța pește cu zimți. Și l-a înfiert în inimă. Așa. Aici, Cristina, așa, ne uităm din plan ezoteric, deci din plan energetic, din afară. Vreau să vadă partea subliminală, să vezi și tu, pe unde a ieșit în urma acestui gest. Zdrențuit Da. ca și suflet, zdrențuită ca și suflet, iese prin, practic, prin toate chakrele, mai puțin 6 și 7, prin spate, Da. nu prin față, și iar restul ce rămâne se scurge prin chakra 1. Da. Deci este ca și cum găsești o, după mulți ani, o țesătură și o pui așa să vezi ce a mai rămas din ea și plină de ochiuri și zdrențe, da? Face Da. o mișcare circulară, ca un turbion, așa, cu un vârf în jos, Da. și dar sunt ființe în afară care o modelează și capătă totuși un corp energetic, își Da. face. Ființele astea ce sunt? De ce natură? Ce fel? Tot. Tot din Da. înger, da? Da, unii sunt de culoare neagră și trag acele părți care fug din ea, Da. care s-au scurs dinainte, ce au putut apuca, da? De Apoi ce? parcă capacul se Așa. închide între planuri. Da. Planurile se separă și văd numai legătura, firul, Da. destul de gros, solid, dintre bucăți, da? Iar Da. ea se caută, știi? Se pipăie și cum te pipăi să vezi dacă ai rămas întreg. Da. Așa. Și e aici, e partea de sus, de la îngerii Da. albi, da? Care se Da, pipăie. s-a închis capacul, da, și vocile, deci ei au fețele neclare, se văd ca și siluete tot cu sistemul ăsta de are prinse și patru întotdeauna, două Pat. mai mici și două mai mari, da. Așa și, dar rădăcina aripilor practic este comună, în spate, exact pe Da. omoplați, ca și cum un copac și ar avea două ramuri groase și Da. o derivație. Așa, asta este sistemul de prinde. Da. Așa, Da. și se pipăie și îi lipsesc, nu se Da, găsește toată. își dă seama că nu se găsește toată și atunci vocile acelea din prejur care au înconjurat-o de parcă este o horă, da? Și Da, ea cât este în sunt? mijloc, nouă. Oho, așa. Așa și deci o liniștesc și îi sugerează că trebuie să vină cu ei să se salveze. Da. Pentru că capacul acela dintre lumi, cum ar veni dintre lumea de jos neagră și așa se deschide sistematic. Apropo, capacul este de culoare violet. Deci Da. un violet indigo, așa intens deschis, nu? Nu închis. Da. Suprafața asta de separă. Și spune că nu s-a pierdut, îi spune să-și vadă legătura și zice că ei se va da o nouă viață. Așa, deci o anunță, o informează deja. Da. Păi să vă dă o nouă viață, dar ea trebuie să-și spele greșeala de a se fi sinucis, pentru că dacă nu erau ele ca să o salveze, Da. așa, și să o aducă cu ele în programul lor, ea s-ar fi dus cu totul în partea aceea neagră, De jos. sub capac, pentru că s-a sinucis. Aici am eu o întrebare, Cristina, adică să ne dea cineva o explicație. Îngerii, da? Da. În tradiția bisericii spune că o persoană care s-a sinucis nu-i fac nici slujbă, da? Deci nu vor îngerii, civilizația lui Dumnezeu. Știi că nu fac slujba aia ca să o dirigeze la câmpiile verzi și Da, ce spune este popa vorba acolo. pentru faptul că
Este chestia, scuze că am vorbit peste Nu, tine. nu, gata, eu am Așa, terminat. deci da, deci sufletul îi aparține lui Dumnezeu, da? Da. Deci anulez când nu zic de tine, tu, Eleonora, Da. tu cineva, da? Cineva. Tu cineva, așa am să spun acum. Da. Așa, deci ți-ai luat viața înainte de a Așa. termina programul lui Dumnezeu, da? Și atunci, în felul ăsta, ai decăzut, da? Deci ai preferat să omori și corpul pe care ți l-a asigurat el prin întrupare și tot, crescând în civilizația lui, da? Și Așa. atunci încalci regulile cum ar. E, și totuși aici nu au aplicat această lege. Da? Aici au luat-o îngerii. Sunt, spune, care greșesc, se corectează și cei care persistă. Oriana a persistat. A mai făcut câteva pozne în trecut, În trecut. dar nu e în dosarele lor. Atunci aici vezi, biserica n-a înțeles bine regula asta. Că E. biserica pe toți nu-i primește, da? Da, pentru Cei că care... și-au, se consideră că și-au dat sufletul la ala, da? Adică vezi tu, deci, un suflet eliminat din corp prin traumă, că asta este. Da. Nu este o desprindere naturală, este Nu. practic o eliminare, da? Da. Așa, deci poate lua orice direcție, da? Și de asta nu le Și convine această da, civilizație, că pierd n-au bucăți, aspecte din pierd și suflet. n-au timp să-și exercite cântările ca să încânte Așa. sufletul, să meargă de bunăvoie și neselit cu el. El este în traumă, fuge de colo-colo, da? Și au ales totuși să-l ridice, să-l vindece Da. în bunătatea lor. Al lor, și pentru că făcea parte din programul lor, da? A trebuit să recupereze, au recuperat ce au putut, Da, da? În în viața situația asta. trecută de tânăr, Da. așa, deci acordă o egală importanță atât științelor oculte care pare că erau la modă pe acolo, Da. așa, cât și cum a dat un cărți, taroturi, Da. ghicitori, treburi, socoteli și madame nu știu care, medium care mângâia globul și dădea ochii peste cap, Da. Am așa. găsit-o, madame, de asta îmi dai arăt într-o sesiune. Așa, da, așa, și Așa. las-o acolo unde este, O închide. las, nu o Așa. pronunț. Și atunci, deci era un program comun și a vrut să o atragă mai mult de partea lor. Mai mult decât atât, vocile care îi vorbesc înainte de a se destrupa, da, și Da. termină, cum să spun, să fugă din experiența aia la o vârstă Da. destul de fragedă, da, să-și pună capăt vieții, sunt și de la ei, da? Asta vroiam să vedem, să se uite, să vadă. A, păi a văzut partea subliminală, Asta vroiam. a înțeles lucrul ăsta, dar uite ce explicație dă Ia corul să ăsta. vedem. Păi un cor spune că au văzut că se afla în suferință și Da. dacă ar fi lăsat acel suflet în acel corp în suferință, atunci el ar fi decăzut și ar fi făcut lucruri josnice, da? Așa că Iar au preferat să, s-o deci, scoată din acel corp. deci n-au scos, o spune că la urma urmei, alegerea ca să ține pistolul Ei, în mână da, sau îi frânghia sau aparține nu îi aparține sufletului. sufletului, Cine da. a pus pumnalul în, ia să se uite partea subliminală, atât mai vreau să întreb El aici, vezi? și-l pune, el și-l El pune. și-l pune, da? Da, părțile lui mentale, subconștiente, îl determină să facă gestul, dar influența este și de acolo. Da. Pentru că deci este o parte din înger, este atașată. La el este în minte acolo un înger din acela care este confundat cu sinele lui. Da. Ok, Cristina. Deci suntem aici, îi spun de la început cum au, când se controlați pipăia și așa, îi spun că trebuie să și conștientizeze greșelile, da? Aici Da. eram. Și mai departe, ce se întâmplă între vieți? Merge pe stație, stă pe acolo, unde stă? Da, o vreme stă pe stație să o vindece, deci Da. încearcă să o facă să facă lucruri mărețe, se roagă în cor, Da. cântă spre slava lui, așa. Acolo. Da, și da, deci face lucruri. Și într-adevăr, bucățele de acolo de jos încep să vină pe acel tub, știi, ca și cum ar fi aspirate în sus, da? Deci Da, recuperează da, niște da, da. particele. Da, și de fiecare dată au grijă să
îi arate în acest proces de recuperare cât bine are din partea lor, știi? Da. Și spune că să nu creadă că acea greșeală este complet uitată, iertată, Da. pentru că este o greșeală proprie, așa, și că va avea o viață în care îi va ajuta pe ei să intre, să rămână în conștiința colectivă. Deci asta e, practic, a venit cu o misiune de adâncire a imaginii, de a întări Da. chestiile de religie, știi? Cum ar Da. fi restaurarea imaginii și așa mai departe, da? Și al doua misiune, aia de a racola părți subliminale, da? Ce am văzut mai înainte. Tu zici a racola, dar ei spun de a apropia. Exact, da, eu zic așa cum văd, cum știu. Da. Da? Da. Dar în conceptul lor este că aduce părți subliminale, le aduce către ei, da? Păi și chiar așa și este. Așa este, așa De le este, sigur aduce, că că așa ce este, le face el aduce. după aia e cu totul altă Da, da, discuție, da, da. așa este. Deci aș vrea să mai completez ceva, pentru Da. că port o informație cu mine din viața de flamand, da? Da. Și când descriam societatea, și nu am găsit Da. legătura să o relatez și nu vreau să piardă, că mi se pare că este importantă. Deci oamenii ăștia care au foarte mult talent, știi, mai, cum să spun, peste medie în ceva Da. frumos, Da. cumpri. Este muzică, arte în general, știi? Deci ei sunt vizionari, da? Da. Cândva aceste suflete, spirite foarte bătrâne, pline de înțelepciune, au venit ca să spună adevărul aici. Da. Deci să ridice conștiința de masă, da? Da. Într-un fel sau altul, nu vezi că găsești niște amănunte câteodată în tablouri, știi, sau în Da. creații, sau uite, chiar în scenariile unor filme, bine că găsești morți după aia, asta e altă treabă, Da. așa. Deci ei ne arată, ne îndreaptă fața, ne iau și ne îndreaptă și ne spun, uite-te, da? De aceea, deci, sunt primii care sunt, dacă Prinși în sunt astfel de partea programe. absolut și sunt puși să lucreze. Dacă toți știe să brodeze, de ce să nu brodeze pentru împărat? Da, ok. Și să folosească, cum să spun, aceste abilități, nu sunt speciale, dar sunt să spunem, la un nivel mai înalt. Se manifestă Structurale, se extern, se pot manifestă la... manifesta și în Da, da, fizic, da? Așa, aici mai vrei să mai spui ceva Nu, nu, legat la asta? atât, atât, atât. Ok. Deci suntem aici pe stație, Cristina, și mergem mai departe. Și-a adunat, a spus, a cântat, a adunat, au venit bucățele, frânturi Da. de dincolo. S-a mai întregit, s-a mai reîntregit. Da, să spunem cum este la noi, într-o zi. Da. Da, dar aici este un timp continuu și Da. nu văd noapte sau zi o deosebire, o delimitare, pentru că practic nu văd a curge timpul. Deci o să spun într-o zi, ca să Ca să... fac o paralelă, da? Da. Deci într-o zi se trezește cu o ființă foarte înaltă, foarte strălucitoare, cu un fel de aur așa ca din ace în jurul capului, care levitează, nu atinge pământul. Este foarte albă, așa, și îi spune că ei au lucrat cu ea aici cât s-a putut, da? Ca să lucreze mai mult, să recupereze partea cealaltă, trebuie să se întrupeze, știi? Și dă posibilitatea alegerii familiei, da? Ei se pare că mai mult în familia asta Ar fi ar fi bine mai pentru ea, bine. pentru că o să dea voie să-și exercite această parte legată de îngeri, știi? Adică nu se buni continuatori și instalatori de programe, traduc eu ce se Da. întâmplă cu adevărat, da? Vezi că și faptul ăsta, că portalurile astea cu părinții aleși, ei au un dosar, într-adevăr, sunt programe cuantice, da? Da, Că da. lui sufletul Gigi, să spune, zic și eu un nume așa, îi se potrivesc părinții cu tare, cu tare, cu tare, cu Aceea tare, și da? mediul în care va Și pentru trăi și se scop, va dezvolta viitorul copil, va fi propice împlinirea acelei karme, program De multe, karmatic, da?
De multe ori, ca să nu-și atingă potențialul, deci sufletul este abil, atras în încarnare în care și-l va înfrâna, da? Da, Sau și-l va tot felul. reprima. Da. Exact, și se va umple de altele, da? Ca să fie atras spre altceva. În fine, dar știi ce văd eu aici, iarăși, că contează foarte mult pe ce bandă de vibrație emit părinții, da? Adică, vezi, uite, aici părinții și părinții sunt religioși, convinși de Da. existența unui Dumnezeu în cer, da? Da. Și atunci, dacă aceste ființe îngerești au interesul ca sufletul respectiv să se mențină, da? Și să crească în această Da, cultură, să, așa, da? da? Îi dau posibilități cu genul ăsta de familie. Alte posibilitate, ce? Câte posibilități avea Cristina? A avut două? Șase. Șase? Multe? Da. 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 Aici nu are. Credeam că a mai fost una. Nu, nu, șase Două. posibilități are, da. Ok. Nu, Dar nu descriem. în același timp văd tendința printr-un program anume de a se încarna exact aici unde vor ei. Adică ai liberul arbitru, dar lucrurile ți le prezentăm în așa fel încât tu să alegi aia, da? Da. Adică te duci într-un magazin, eu așa văd cu cineva, Da, așa. știi, sigur că îi place culoarea albastru, dar tu îi arăți 5 geci de culori diferite. Pentru Da. că tu știi că o va alege pe cea Exact. albastră, Da. înainte. Ok, Chris. Și atunci o anunță domnul Înger că va merge într-o nouă încarnare, da? Întrupare, pardon. Da. Și pleacă pe sub, în jos, imediat. Da. Ok. Și a apărut în familia aceasta, da? Da. Ok. Hai să ne uităm mai departe pe puncte, da? De la 14 Deci, ani, a, sì. ar mai fi ceva de adăugat Zi, aici. sigur. Deci, ea alege familia conflictuală cu partea masculină, reprezentantul, capul familiei, tatăl în conflict, ca să-și, cum să spun, îndeplinească planul și poate să-și poată retrage bucățile celelalte, știi? Deci trebuie să aleagă în așa fel încât să facă punctajul. Da. Da, hai. Ok. După aia vine, ne spune așa, de la 14 ani, dintr-un copil perfect sănătos, a devenit o fire bolnăvicioasă, dar nu plafonată, adică nu boli grave. Și bolile, ne uităm la boli acum, da? Da. Să vedem. Boli fiind infecții, probleme cu respirația, ți le zic pe toate și apoi luăm una câte una. Acne, Da. dureri mari care apar și dispar brusc. Medicii oricum n-au găsit nicio cauză, da? Vreo boală, eu Da. știu, și care să o și tratez. Să Deci la știi 14 că ani începe asta. la 14 ani începe asta pentru că la 14 ani este intrarea ei în costumul de înger. Deci, am spus clar de la început că nu este confortabil, dar că ea îl poartă cu mândrie. Da. Adică este cum ar veni săltată, i s-au făcut probe întâi, Da. este săltată și se pune acest costum, da? Care Da. după aprecierile mele este un implant mare. Așa. Dar este o legătură cu ei, da? Da. Deci se spune că până atunci a trăit suficient de bine cum ar veni, deci a dezvoltat suficiente, a făcut Abilități, eu știu, de un fapte încât ei pun această protecție, acest costum, să-l poarte și să ducă mai departe. La 14 ani, deci copilul nu mai gândește prin prisma Mamei, subliminalului lui, tatălui, a mamei, ci se da, separă, Murphy, da, și devine un copil, cum să spun, de cu o sine și conștiință, cu o conștiență, conștiință proprie, da? da. Își formează caracterul, da? Și văzând anumite tendințe în dezvoltarea ei, da? Și de teama ca să nu dea rateuri, au instalat repejor costumașul. Da. De aici, deci fiind un implant sau
Așez costum, i-am început să-i dea diverse probleme, da? Da, Probleme în este vizi. constrângi, pentru că ceea ce te constrânge în corpurile subliminale, deci orice rană Da. subliminală se reliefează Fizic, da? Se duce în până în fizic, da, fizic. și invers. Și invers, exact. Infecțiile repetate se datorau. Infecțiile este respingerea ei în mediul terestru a impurității, da? Ca și cum tot timpul acest corp pe care l-are solicitanta noastră este silit să tragă infecția, da? Contaminarea omenească cu ceea ce nu este, cu ceea ce este impur din punctul de vedere al legăturii cu îngerii și să o dea în afară continuu, da? Și atunci lupta nu se face numai la nivel subliminal, ci și la nivel fizic, da? Da. Durerea de gât, iarăși, este faptul că nu poate să spună în afară ceea ce trăiește ea, da? Ea i-ar spune minții fizice, uite, suntem îngeri, da? Da. Avem costum de îngeri și funcționăm ca un înger și ducem cuvântul și imaginile lor mai departe, da? Da. Dar lumea nu este, lumea din jurul ei nu este Da. uniformă, nu este omogenă, da? Da. Diferiți indivizi au caractere diferite și Și au entități da, și diferite. entități diferite, da, contaminări Da. diferite și atunci ea percepe, deci nu discută, încearcă să-i aducă pe drumul cel bun, prin Da. lumina ei și cu ăștia în spate, da? Da. Așa, și atunci consideră că s-a contaminat, se retrage, reprimă ce are de spus, Da. deci face dureri în gât, îi se mișorează imunitatea foarte mult din Da. cauza necirculării curenților în mediane și Meridiane, da. în meridiane, scuze. Nu-i Și nu, nimica. așa, deci se micșorează imunitatea și așa mai departe. Acneea, tot de la imunitatea, adică vine și de la imunitatea mi scăzută. Acneea este tot de la impuritățile, la Da, faptul da. că, cum să spun, cum roșim, da? Știi, când roșim, când auzim o vorbă care nu ne place sau ne-am enervat și așa mai departe, deci tot așa. Da. Deci vreau să mă împotrivesc, vreau să elimin, nu Da. este al meu, vreau să îl dau înapoi, da? Da. Mi-a intrat în oase, în frigul anule sau nu știu Da. ce, sau și deci, Impuritățile da, sunt peste tot frigul, și trebuie să le dau. da. Și este și lupta internă, da, dintre faptul că este o femeie care și-a descoperit sexualitatea, da? Da. Deci este reprimarea sexualității până la nivelul feței, da? În timp ce, deci, funcționează sexual ca și femeie. Așa și apoi vine acea parte din ea care este în legătură cu îngerii și spune că acestea sunt fapte rușinoase. Da. Da. Mai este în legătură cu mantidă în zona Asta asta. vreau să, da, deci mai avem și o mantidă. Da. Mantida nu stă pe aici că nu o lasă ăștia. Nu? Nu, nu. Dar i-au permis să vină să facă. Pare se că a adus-o cu ea din alte vieți. Adică ea a venit Asta ca. făcea, era aia de serviciu, da, din viață Da, în viață. nu Da. chiar din viață în viață. Mă rog, Viața trecută din cu mai mult. băiatul n-a fost. N-a fost, dar Nu. din mai multe vieți, da? Deci că e o cunoștință veche. Mantida. Ne ocupăm și de. Să punem mantida în față, Cristina, da? Să Deci, vedem ce e cu ea, nu? actualmente, în momentul ăsta, când noi facem Da. secțiunea, deci solicitanta noastră are în uter Da. o ființă micuță, un hibrid a unei rase, da? Pare a fi mantidă cu ceva, este verde-negriu și Da. este, uite, atâtica este. Deci Da. văd foarte clar, da? Da. Să se urmărească cu atenție și să vadă bine, dar noi curățăm asta anul acum, Da, acum curățăm, dar sigur au fost dereglări, da? Ceva lucruri a trebuit să simtă da. în fizic. Da, Pentru că ăsta dureri. nu cred că e primul de ăsta Da, care îl pune dureri. mantida. Al câtelea Da. este hibrid? Câți copii a făcut eteriș până acum? Șase. Aha. Șase hibrizi, șase Da, copii. da.
Mantida s-o pună în față Cristina. Deci s-a dat înapoi, se sperie Mantida asta. Da? Da, adică... Nu percepea, nu a nu, percepea. Nu, ochii este ca și cum a venit un liliac mare, un diavol ce. Așa o percepe, știi? Și acum se uită spre pânteculeș și a văzut, scoate ceva afară, știi, din pântec. Este ca o piatră brută, prețioasă, știi? Da. Pentru că, cum este o insectă în chihlimbar? Numai că nu este tare, este moale, parcă o poți apăsa cu Da, degete. ca o capsulă de aia de Da, ca... înghițit gumoasă, uleioasă. Da. Așa. Și vede acea proiecție acelei ființe acolo. Da. Și îi place? Nu. Nu. Spune că nu ține minte să-și fi dat de acord ca ea, când nu are copii, să facă copii. Deci să vină Mantida în față, acum fără nicio frică, fără nimic, asta este situația. Acum trebuie să conștientizeze partea subliminală că se găsea cu această... V-aș putea reda cum vorbesc ăștia în cor, da, că au spus toți da, să vină. A, da? Da, au încurajat. Păi, dar ei trebuia oricum să o păzească, nu mai dezvolt aici, da? Deci, da, nu uita că e așa... atras, a dorit să treacă prin anumite experiențe, fie ele Ca să curețe. traumatice, ca să se curețe, să Da, se poată da, da. aduna de dincolo, da? Ok. Deci sunt de acord și îngerii, da? Cu Mantida în față, Cristina? Da. Deci dacă la început a început atracția celor părți, să știi că procesul acum este sfârșit. Ea nu mai are părți în alte nivele. Adică, bine, că are prin alte vie spații și așa, dar Da. acolo trauma aceea a Da. sinuciderii este învinsă. Învinsă, Da, da? deci au ajutat ăștia, da. Hai cu Mantida, vrei să discutăm un pic cu Mantida, Cristina? Da. Bine, te pregătești. Lași Mantida să vorbească. Număr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Mantida? Da. Ce faci? Nu ești prea bine cu voce, a? Chiar că m-a pus în chihlimbar. Da? Păi și ce? E frumos în chihlimbar. Sunt atât de frumoase chihlimbarele alea așa cu diverse forme care sunt pe tera. Se folosesc ca obiecte de prețioase, da? Inele, medalioane, se pun. Ție ți-ar place să stai în chihlimbar? Eu nu Blocată. Trebuie să stau în chihlimbar, dar și tu, la rândul tău, ai pus câte suflete le-ai pus prin diverse construcții și forme și le-ai... E partea asta subliminală, ai anunțat-o că va avea până acum cel puțin 6 hibrizi? Socotelile vechi între noi. Da, sunt vechi. Uite că s-au bucurat îngerii că te-am adus aici la discuții. Păi ei atât așteaptă că vor numai pentru ei tot. Dar și totuși ai o înțelegere cu ei. Te-ai înțeles bine cu ei până acum. Ia zi. Eu aș pune în loc de înțeles suporta. Am înțeles. Dar uite, nu te-au dat afară. Nu te-au scos. Fiecare cu contractul lui. Am înțeles. Dar ei sunt destul de, de puternici. Ar fi putut să te scoată, cum au mai făcut. Ei sunt puternici, dar și eu am în spate puternici. Cu care cine? Care nu-l ascultă. Cine sunt șefii tăi? Cu cine lucrezi? În echipa asta aici. Cu reptilien. Cu reptilien. Cum te cheamă, apropo, că nu te-am întrebat? Cos. Cos? Deci, îți place ce să coși? Cu capa. A, cu capa. Ok. Șefii, ai zis reptilieni? Deci, nu șef sau colaborare. Colaboratori, da? Colaboratori. Ei au... Colaborez? Au arme și tehnologie. Și noi avem, dar pentru cazul ăsta de intervenție, mai bună tehnologie. Am înțeles. Deci tu ca să lucrezi aici, să-ți faci exerciții. Apropo, ce profesie ai aici? Biolog, zoolog, de fapt.
Nu știu ce ești. Dermatolog. Ești dermatolog? Păi ce ai făcut aici? Ca dermatolog, ce faci cu hibrizii ăștia? Doar știi foarte bine că la o femeie care este însărcinată, da? Îi se îmbunătățește strălucirea pielii, tenul, tot, toate se fac mai frumoase. Hormonii, da? Da, așa că mă pot numi dermatolog. Nu. Aici faci mișto și eu vreau să-mi spui ce faci tu. Tu creezi acești hibrizi, ții aici, îi pui la crescut, după aceea... Ce-ai făcut, apropo, cu toți ceilalți 5 hibrizi? Sunt viabili? Sănătoși? Cresc? Copii Unii frumoși? da, unii nu. Cât sunt viabili? Cât au trăit? Deci de trei trăiau toți, că are o genetică bună ea, adaptabilă, dar s-au întâmplat lucruri și mai sunt numai doi. Înțeles. Unde sunt? La reptilieni în bază? Da, dar e o bază nu reptiliană. Ok. Și hibrizi cu ce? Cu genetic de la partea subliminală și cu material genetic de la ce alte rase? De la noi. Mantid? Și multe ADN, multe, multe. Multe ADN, da? Iar ăștia, Da. ia, spune-mi și mie cum arată. Către hibrid, uite ăsta acum, al șaselea, care este, îl ține partea subliminală, aduce către ce rasă? A, o insectuță mică, mică. Am înțeles. E o insectă. Un cărăboș slab. De ce slab? N-a avut destulă Pentru că hrană? Nu se îngrașă, obează prea mult. Okay. Atât te mai întreb. În ce scop creați acești? Deci acești hibrizi, care sunt viabili și dacă ar fi fost și toți, ce faceți cu ei după aceea? Unde îi folosiți? Îi facem soldăței. Am înțeles. Universali? Galactici? Da, sunt cei mai buni. Păi sunt cei mai buni, dar am văzut că soldații mai buni sunt ăia, cu Draco, cu reptiliene, ăia, solizii, buni. Da, ăștia sunt și deștepți. Am Ceilalți cu ce înțeles. Spui tu sunt numai buni. Aia sunt doar de executat, da? Executanții și ăștia sunt adică, șefilor de vin. Adică undeva pe proporție ar trebui să fie 33. De un fel 33, de un fel 33 uman, știi? Da. Sau 33 rasa din care face parte solicitanta. Da, așa și 33 uman ceilalți. Și 33, da, de ceilalți. Am înțeles. Ideea e că proiectul nu merge prea bine, da? Din 6, 2 ai. Deci trebuie să mai umblați, să mai îmbunătățiți la... Avem timp. Păi aveți timp. Cât timp n-aveți, da? Da. Practic, destul. De cât timp faci treaba asta, uite, meseria asta, profesia asta, de când o profesezi? Adică mă întreb câți ani am? Nu, păi da, ce profesezi de când te-ai născut? De 1700 de ani. Profesezi asta, da? Uh-huh. Păi și ar fi trebuit să nu mai dai rateuri de 1700 de deci ani. Deci devine din ce în ce mai complicat, da? Da, de în ce? Primul rând, deci se strică tot. Femeile nu mai vor copii. Înțeles. Păi și ce femeile... oricum, păi și ce oricum pentru hibrizi ăsta ai întrebat tu femeia dacă vrea sau nu? Deci tu nu înțelegi. Când pui hibridul singur, fără să existe și o sarcină umană, da. Deci 99,99% risc. A, ori se formează, a, ori vezi, nu. Explică. Da. Dar dacă ar fi și o sarcină... Atunci omenească. S-ar hrăni alături de... Are lucruri în plus, da? Are hormoni în atunci, plus. Sunt cei mai buni.
Nu Deci înțeles. aceia sunt viabili și sunt perfecți. Și înțeleg că persoana asta, doamna asta, lăcrămioara, nici nu prea ți-a dat ocazia asta, pentru că are preocupările ei, este în conexiune cu îngerii, mai are și episoade de depresie, deci nu ți-a dat ocazia aproape. Ți-a dat vreodată ocazia să aibă o sarcină fizică? Nu prea. Nu prea, da. Deci n-ai ales bine N-am subiectul. prins momentul, da. Da. Nu ai ales bine subiectul, înțeleg. De ce ai venit să stai dacă aici nu ai condițiile necesare cu partea subliminală în această femeie? Pentru că este conform programului, nu ți-am Am explicat până înțeles. acum. Da. Puteai să-ți consumi talentul cu alte părți subliminale, că mai ai și altele. Doar nu fi numai Putea partea. să-l consum și cu altele și cu aici și cu atât chiar. Hai mă, nu mai spun. Cu mine n-ai contract și nici nu o să ai vreodată. E, nu. Bine, hai, că ești cam așa, cam plictisită, cam obosită te simți. Ești obosită? De ce toată discuția asta a fost un cos? Imens de energie, mai ales că atâta nedreptate, deci ăștia stau atâtea lipitori și pe mine mă dă afară. Am înțeles. Dar cum îți permiți tu să spui așa despre niște creaturi și creații ale lui Tasu, despre îngeri? Cum vorbești tu așa? Cum îți permiți? Eu vorbesc cum vreau, eu nu mă Da. Dar duc de ce n-ai la ce respect? De ce n-ai respect să-i pentru dau rasa lui? raport. Pentru că suntem în conflict, în contradicție de interese. Am înțeles. Bine. Cos. Eu număr de la 1 la 3 și mă lași cu Cristina, da? 1, 2, 3. Da. Hai, Cristina, că asta mai venit el și adorme. Da. Deci se simte foarte nedreptățită. Am înțeles, Da, supărată era foarte, de fapt, da? Și nici da. energie nu are prea multă, că nu prinde. Nu, nu, nu. Șeful e reptilianul? Da. Ok. Este aici și el, l-a chemat partea subliminală. Da, Înțeleg. este, Da, este. partea subliminală a înțeles că ce făceau și ce am vorbit și noi aici, bănuiesc că nu mai vrea să stea cu echipa. În niciun caz, spune. Să le ceară contractul. Și Mantidei, dacă are separat, și împreună cu Reptilianul, și Reptilianul tot contractul. Toate punctele Da. și subpunctele lui. Lor, Da. contractelor, Cere, da. că sunt mai multe. Bine? Da, vin. Coți foi. Da. Nu știu de ce trebuie să vedem noi asta. Să nu vadă deodată contractul întreg cu toate puncte, subpuncte, oglindiri și până la ultimul punctișor. Adunat. Ce trebuie să vedem noi? Să stăm cum zboară foile. Îi trag de La la timp. la 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 la, Ceva. da. O Da, lălăie, ca să. adică. Da. Gata. Ok, să verifice partea subliminală, dacă sunt. Este complet, da. Bine, le arde. Pleacă pufnind. Au scris, dar implant n-a avut nimic, să-și ia și alea dacă Exact matematica. aia care și-a scos-o din. Aia, hiparul. Da. Bine. Și cu ăla ars, și deschide portal și trimite pe toți. A, păi și aia din Chihlimbar s-o omori. Păi, Așa a ce să zis facem? Mante, da. Așa a zis Mantia. Păi ce era vie? Era pietrificat acolo. Da, se putea învia la o adică. Îngumată, cum era, nu știu. Da. Ok, cu aia cu tot. Era, conține material genetic, da? De-al părții subliminale și atunci partea subliminală face ce vrea, Chris, că doar nu o să dau eu comenzi. Da, bineînțeles. Da? Bine, i-a trimis, a închis portalul. Da, închis portalul și face curat, adună energiile în mijlocul Ok, ne mai de uităm așa, un în pic. mijlocul studio de acum, așa spun studio, Da, la parcă, studio. da. Așa. Ne mai uităm un pic pe puncte, Cristina. Deci, durerile mari care apăreau și dispăreau brusc.
Este momentele când ea, știi cum te întinzi în fizic. Da. Așa se întindea și ea în lastra. Simțea Și nevoia să se întindă, că o strângea da. asta cu un stum. Da, spune că lucrurile mari se fac luptând, înțelegi, și cu sacrificii. Adică misiunea e de a întoarce oameni cu față spre Dumnezeu, știi, se Da. poate face și cu sacrificii. Am înțeles. Deci nu, fără sacrificii nu se poate. Cine îi spune așa? Partea subliminală zice asta? Da. Ok. Bine, cu sacrificii, cum vrea ea, așa face. Apoi avem punctul următor. De ce vede, aude, simte voci sau chipuri de care se sperie încă de când era copil? Au vreo legătură cu viețile ei anterioare? Și cu viețile anterioare, au și cu viața de aici. Da. O să explic separat. Deci cu viața de aici, prin programe. Cristina, vrei să-ți numărul, să te ridici un pic Da, din da, hipnoză, că eu te simt un pic că vorbești da. greu. Bine, număr de la 1 la 3, iar tu ridici capul din oceanul hipnotic. 1, 2, 3. Și așa ridic. Așa, și asta am ridicat. Da. Așa, da, și ok. Ești mai bine acum? Da, Adică da. ești mai... Da, mai sus un pic. Așa. Dacă vrei, mai te ridici un pic. Nu, nu, nu. Bine. Deci, în viața asta, da? Ce face în viața asta și ce îi face în trecut? Da. Am uitat întrebarea. De voci. Era vorba M-am că aude, deconectat vede. de acum. Da, că te-am Da. ridicat de acolo, da? Că de ce vede, aude, simte voci sau chipuri de care se sperie încă de când era copil? Chipurile de care se speria când era, este percepția a ceea ce este în jur, care Da. creează tocmai acele reacții la piele, da? Da. Acele iritații, acele infecții, da? Infecția, pentru că trebuie eliminat răul de la rădăcină, da? Da. Virusul, Da. virusul contaminării cu ceea ce emit ceilalți, da? Da. Deci, acele chipuri sunt ale celor cu care este acum, da? În momentele când nu se conectase cum trebuie cu civilizația lor și încă mai bășbâia, știi? Și apoi, de ce nu-i vede numai pe ei deseori? Da. Știi? Vede și pe ceilalți. Da. Ceilalți nu sunt sub formă umanoidă, arătând ca îngeri. Alții Da. sunt mantii de De reptilienze, verseră ce zeta, aveam pe aici, da? zeta și așa mai departe, da. Și asta o speriau, copil mai Da, ales fiind, da? Așa. Frica vine că și asta vede și până acum, Cristina, dar partea subliminală încă nu înțelegea sau cum. Da, bineînțeles. Nu putea să pună cap la cap informația, să alcătuiască o informație mare. Funcționa după frânturi, Da. Și din bucățele. alte vieți, care era adică dacă este vreo legătură și cu Deci, alte vieți. întotdeauna a venit în viața asta și în multe altele cu un sentiment al pierderii de sine ca suflet. Deci, este Care i-am și foarte. văzut, Da, da? este foarte frică să nu ajungă să fie pierdută pentru că undeva în trecutul ei un suflet drag a pățit asta, știi? Și atunci a chemat și a făcut și adrești și a determinat, știi, să... Plus că eu cred, dar nu știu, zic eu ce cred, Deci tu spui. frica în viața asta Da? iarăși vine de faptul că va părăsi această experiență, se va duce în fața Creatorului, știi? Așa și nu și-a îndeplinit iarăși Asta visul. vreau să spun acum, da? Deci cred că și de aici e frică că nu o să-și îndeplinească, dacă nu o să-și îndeplinească misiunea asta, da? Puține suflete care sunt în corpuri de carne nu au această frică de moarte, da? Pentru că este frica când se trage linia finală, da? Și se recalculează tot TVA-ul, știi? Și atunci, bineînțeles că au o teamă, știi, de întâlnirea, reîntâlnirea cu marile judecători sau Da. marii judecători, da? Iar Da. sufletele care totuși sunt prinse în aparent programe religioase, Da. așa, dar nu au această frică, asta înseamnă că
ele inconștient, da, am zis bine, se Da. conectează dincolo de creator, dincolo de Exact. Și acel știu că sunt Dumnezeu. Da, nemuritoare și dar că. și primesc informația corectă. Chiar dacă aparent arhetipul după care funcționează în lumea fizică este cel al lui Dumnezeului biblic. Da. Multe ființe din jurul nostru, dacă porți o discuție și le întreb ce crede ele că este Dumnezeu și ce crede ele, cum îl înțeleg așa ca entitate, deci îți descrie direct sursa infinită, îți descriu Da. direct sursa infinită a iubirii necondiționate. Și cred că dacă am dori să ajutăm pe cineva să înțeleagă mecanismul ăsta, cum funcționează, ar trebui de acolo să începem. Da. Mai are Cristina de unde îi provine frica pe care o are într-o anumită zonă a casei, anume între hol și bucătărie, de mică, tot de mică are frica. Sau Da, acum, nu știu, da. nu de mică, nu știu, De Cristina, aici atâta ne-a scris. nu, de mică oare, pentru că de acolo era răpită. Am înțeles. Acolo Deci, se deschidea gaura, portalul și era luată. De asta. răpită de Da. și de civili de ăștia cu reptilianul cu asta, dar înțeleg că și costumul i s-a pus Da, cu da, aripii, nu? Doar este, nu i s-a da, pus ca și acolo. cum ar fi sala de așteptare unde se proiectează găurile de deschidere. Nu numai pentru ea, pentru toți. Da. Da. Ok. Cam astea sunt întrebările, Cristina. Stai să mă uit dacă mai avem ceva. Nu. Mai era depresia, mi-a scris mai înainte, mai sus, nu acum. De ce are depresie? Pentru că nu îndepărtează ceea ce este acum pe ea și nu merge în lumina adevărată. Deci pentru că sufletul simte că este închis, da, în ceva. Nu poate să-și atingă libertatea, să simtă Sufletul, acea iubire păi și. sufletul simte că este Păi închis, sigur. dar sufletul vezi că se bucură că se sacrifică, da? Exact, da. Dar nu tot sufletul, părți din Nu, suflet. părți, da, Părți înțeleg. din suflet sunt reduse la tăcere și Da. tac acolo și sufer. Da? Deci ăsta zice stai cu Dumnezeu, bucata aia altă zice uite-te așa și pe dincolo, mai bine Da, că și nu mai vreau sunt să alte influențăm. bucăți care zice, uite cine suntem noi, de fapt. Și Suntem ceva da, mult mai măreț. și mai sunt și alte bucăți la care nu le pasă. Da. Și aici este așa cum vedem, da? Cristina, am terminat punctele. Asta este. Vreau să-mi spui cum este partea subliminală acum. Dacă să ne uităm în corpul emoțional, corpul mental, dacă are ceva care nu-i aparține și vrea să elimine. Nu mai are niște energie prin piept, pe față, așa, dar în rest prea multe nu se pot elimina pentru că solicitanta noastră dorește să-i lăsăm îngerii la locul lor. A Îngerii zis, ce spun aici, acum? Ce? oh, ei sunt foarte bucuroși, Da. iar eu Dar am poate stat îi cu o spun ceva stare și de... părții subliminale, Cristina. Poate au ceva să-i spună, să o console, cum să zic, sau să o încurajeze, sau să o. Ce-i spun? Că totul va fi bine. Oh, ca în reclama aia, da? Da, să rămână împreună cu ei, că totul va fi bine și drumul ei, destinul ei este unul măreț. Un canal al abundenței benefice îi dau îngerii, îi permit să. Da. Da? Abundența, deci, are polaritatea schimbată și este cu runele lor. Adică primește atât cât trebuie ca să-i fie Dacă dă, echită. primește, dacă nu, nu. Înțelegi? Deci dacă dă la ei Ceea ce iubire, are așa ce are, ce a de de da și făcut. ceea ce acceptă ei, de bine. Dacă nu, nu. Deci aici Da. e cu Da. Văd condiționat. un băiat, Da. bărbat, cam Da. de vârsta ei, îl are parcă aici în suflet. Deci este o legătură eșuată, da? Da. Este cumva blond sau este foarte luminos. E frumos, așa e fin la față. Are niște ochi verzui și alb așa la față. Da.
Parcă l-a iubit foarte mult și a rămas, știi, așa, Amintirea, amintirile, da? sculptat, da, în inima ei. Memoria, în inimă. Da. Deci a făcut-o să sufere. Da. S-a îndepărtat și ar fi și un punct de la depresie, da? Deci ea rumegă, știi, aceste Acele, amintiri, da. dar ce a fost frumos vine în față. Apoi le duce în spate și ajunge la starea asta de conflict. Acest bărbat a fost în trecut, deci nu mai este în sfera energie, în sfera fizică. Cum să Nu, zic, în este în trecut, da. arealul fizic Dar vezi din tu că prezent. ce descoperim noi aici este un prototip, o hologram, o A. imagine construită de tine însăți, Da. așa pe care tu o mulezi peste persoana cu care ai de-a Care ai face, da. avut? Da, Și da. dacă te-a afectat foarte mult, deci încerci să apeli să mulezi această imagine, parcă cu încăpățânare, chiar dacă dedesubt știi ființa în sine, nu este deloc la fel ca asta, da? Dar tu încerci ca și cum ți-ai Undeși, fi. undeși ca să intre. Nu undeși, o lipești ca O un lipești, afiș. așa. Da, da, Ca să intre și ca da. să... Da, am înțeles. Cristina, acestea fiind spuse, să-și curețe, uite, să ajute îngerii, da, să Da. curețe casa. Dacă își face o analiză, ea preferă tipul de bărbat în viața ei, un pic efeminizat, Da. înțelegi? Mai Adică finuță, nu, așa. da, nu să, pentru că Bărbatul ăla. da, pentru că nu, tatăl a fost dur cu ea și Da. deci nu-i place zbirul. Îi plac bărbații fini. Înțeles. Da, Ziceam acum să-și curețe casa, da. singură sau cu ajutor, cum Da, crede, da, și să, uite, să le spună îngerilor ăștia să o ajute, îngerilor să o ajute să nu mai simtă frica aia între hol și bucătărie, adică să curețe acolo. spune că este emoția ei prin care trebuie să treacă și din când în când este ca și cum, știi, cum s-a duce în momentul ăla de traumă, știi, să retrăiască ca ei să o ajute să se vindece. Da, și asta la infinit, adică trebuie să treacă Și prin asta. De spune câte ori că trece printre hol în hol și bucătărie, de atâtea ori trebuie să simtă un asta. om nu poate să trăiască fără frică. Pentru Nu, că dar... dacă trăiește fără frică, spune că nu mai este al lui Dumnezeu. Am înțeles. Dar ce e, mă, omul ăsta? Omul vită? Ce este? Că deja... Hai, că tac. Bine. Deci și asta din hol trebuie de fiecare dată când trece prin hol să simtă frica, da? Zice că ea a luat la cunoștință ce s-a întâmplat. Atunci, de ce ea singură provoacă frica asta? Pentru că ea, ca suflet, vrea să o retrăiască. Bine. Am înțeles. Deci să curețe Cristina, să-și curețe pe acolo ce mai e. De a curăța după Programe, mantidă, nu? Și energetic ce mai era pe acolo, parcă da. atunci. Programe, ce nu-i plac sau nu sunt ale ei și poate să le înlăture. Da. Și când termină, îmi spui. Da, terminat. Ok. Acum, Cristina, dacă partea subliminală vrea să-i spună ceva părții fizice, este ok. Da. Vrea să-i spună să fie mai puternică, înțelegi, mai pregătită. Mai să nu se lese așa doborâtă, pentru că are ajutor și ajutorul spune că i l-am arătat și eu și ei toți sunt aici pentru binele ei. Ok. Acestea fiind spuse, Cristina, noi mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Ne despărțim părțile eterice, a mea, de a ta, de a ei, le curățăm, periem și le integrăm. Și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul fizic. Opresc aici înregistrarea.